faci un clip despre, filmezi, cum filmezi eu acum, conspectele vieții. Are universul un fel de a-mi răspunde că e de mine, că îmi răspunde prin cineva, că e cineva, unul care ascultă și se uită la ce trâncănesc eu. Și la nu știu câte minute de filmare, din când în când îmi vine, odată la câteva zile sau odată pe zi, că a intrat cineva și s-a uitat. Și asta e pentru mine un semn că sunt pe drumul cel bun și îmi dă putere și nu neapărat să aclameze lumea și să se adune nu știu câți oameni și să, da, și să mă zăpăcească cu întrebările, nu pe mine concret, da, așa cum merg lucrurile. Ele nu vin, informația nu vine direct, că vorba e vorba cântecului. Dovedește-o, da? Să știi cum se întâmplă minunile, dovedește-o. Ele nu vin așa, întrebările, să ai un auditoriu și să stai în fața lui și să... Ele vin cumva mai când ești mai relaxat, mai... Da, astea sunt performanțe, acum mi-a venit... Păi și în fața auditorului, nu ești relaxat, că ești actriță. Da, ok. Dar e altă relaxare, e altfel, îți mai lămurești tu pentru tine ceva și atunci e foarte personal, e foarte... Și dacă mergi pe conspecte și pe jurnal, lași și îți permiți să deschizi sufletul foarte deschis și foarte... Să nu-ți fie frică să schimbi lucrurile și să te vadă lumea ca pe un paria. Da. Și de aici să crească lumea proiectată de tine, să crească de aici. E ca un stâlp ală în familie. În familie, auzi, în familie. Wow. În familie. Stai aici singur cu tine și... Sau mai intră cine se mai uită la tine. Sau mulți. Ce frumos. Alege omul să înțeleagă lucrurile prin un pic, 2 minute prin prisma ta și să meargă mai departe sau să zică ce prostie, n-aș face niciodată ce face sau cum gândește. Și așa învață și așa crește și eu așa am învățat și am crescut, nu? Cu păreri diferite. De 5 ori m-am dezis de cineva și m-am întors la el. De 5 ori. Mi-au venit imaginile cu Jesus și așa mai departe. Da, informația care o avem noi și care eu o acceptăm, o primim cum e și o lăsăm să se delituie, să se șteargă și să nu ne mai chinuie cu poveștile ei de demult, care de mult s-au transformat și de mult sunt altceva. Și dacă n-am înțeles-o, a venit valul energetic și a rezolvat problema foarte simplu și foarte... Și nu mai ții minte de... Nu o să mai ține minte de ce a fost. A să fie 3D pentru noi. Ca ceva, știi cum înainte era istoria și să înveți. Aia să înveți. Nu, n-ai ce să înveți. E acolo în tine totul. Rămâne ca o amintire așa. Culmea e, ai răsturnat o lume, ai adus-o pe plutire, tu, pământul tău, lumea din jurul tău care e proiectat și nu te ține minte nimeni și nu o să te, nu o să ți se pune monumente și medalii. Ai scăpat. Foarte frumos, da. Totul se transformă, toate. Și cuvintele. Cuvintele devin arhaice. Asta mi-a plăcut. Și alegi. Care cuvânt devine arhaic? Tu alegi. Iarăși.
și proiectezi, te ții de el și de partid și de așa, sau îl lași să fie, să rămână în spate, să se delituie, să rămână arhaic din când în când, să mai apară ca o umbră a trecutului, da? Frumos. Tu hotărăști.